Spuneai ceva că n-ai niciun fel de motiv să... Adinaura, cânti toată, de toată viața această piesă, dar n-ai adică niciun, n-am niciun motiv să spun că sunt cumva legat de ea. Că foarte multă lume m-a întrebat. M-a întrebat dacă realitatea... cu prietenului tău? Nu. A fost probabil tot datorită succesului piesei. Piesa e foarte frumoasă, într-adevăr. Nu, e franțuzească. E foarte frumoasă piesa... Mai e o piesă de situație. Nu știu dacă e de linie melodică, de text. Da, pardon, e o piesă de situație. Ceea ce... Cine o cânta atunci, în acei ani? Da, Enrico Macias. Și cum a venit ideea? Uh-huh. Da, ea de fapt a fost tradusă pentru altcineva. Ei, acel cineva, n-are importanță cine, a cântat-o odată, atât de prețios, încât se pare că lumea a început să zâmbească și nu numai atât în sală. Și el a zis că nu mai cântă în viața lui și s-a găsit unul să o cânte. Unul de la Galați, adică eu. Și vreau să spun că mi-au dus foarte multe, multe satisfacții. Dar și necazuri, dar mă rog. Necazuri de ce? Da, necazuri, în ghilimele spus. Da. Am văzut că destinul muzical a început pe la 9 ani și n-a fost într-o perioadă foarte fericită la Turda, în timpul războiului. Da, eu nu prea vreau să-mi amintesc de perioada asta, care într-adevăr a fost foarte grea. Ai vorba că a fost grea pentru toată generația mea, nu numai pentru mine. Și atunci consider că nu sunt niciun fel de erou. Toți am avut aceleași condiții și, în general, aceleași istorioare. Probleme și aceleași istorioare. Dar a ta este deosebită în sensul că ai ajuns la muzică. Cum? Bine, eu eram un îndrăgostit de muzică dintotdeauna. Nu prea am fost înțeles de ai mei. Dar eu eram de părinți, adică? În ce sens de ai tăi? Mama, Dumnezeu să o odihnească, da. Dar taică meu n-a înțeles niciodată. Fătul meu, că doar contabil trebuie să fii, bă. Lasă asta cu muzică, bă. Ăștia nu știu, serioși, mă. Și cum a ajuns un ardelean la Galați? Și mai mult a stat la Galați ani de zile acolo. Da, e adevărat, am fost... În 1954... Știi că tot e întâmplător. A intrat la Galați în echipa Teatrului Muzical Nae Leonard... Secția Estradă. E adevărat. Eu am venit în concediu la surorile mele, am văzut spectacolul la ei, mi-am zis, după ce am văzut că ăștia nu cântă mai bine ca mine, am dat un examen cu mare greutate, mă rog, vreo 10 zile m-a plimbat fostul director, Dumnezeu să-l odihnească, Aurel Manorache, și în sfârșit m-a ascultat și de a doua zi mi-a spus așa, bă, de mâine ești angajat provizoriu. Mâine, ăsta era 1 octombrie 1954 și provizoratul a durat 50 de ani. Așa că... Frumos! Vedem acum o scurtă secvență, dar sper că va ajunge la inimile și ale telespectatorilor, dar mai ales la inima lui Alexandru Jula, pentru că este din 1970. Prima înregistrare găsită aici, în Arhiva Televiziunii. Voi, milioane de inimi, voi, cei care iubiți, voi, oriunde în lume, sunteți frații mei, eu dorul de știu, voi dorul mi-l știți. Mări și oceane am umblat și pe rând continentele le-am colindat, hai bun. Am întâlnit oameni mulți, fiecare cu visele lui și cu viața lui, dar au aceeași privire, oamenii îndrăgostiți, îi recunosc după raza de soare din ochii tărâși fericiți. E, cum a fost? Și am fost și ce-am ajuns. Din ciclu ce-am fost și ce-am ajuns. Da, da, da. Dar nu v-a impresionat deloc secvența? Foarte tare și... Chiar am vorbit cu cineva să înregistreze emisiunea, ce bucurie o să am. Uite, bă, cum arătam, să mă laud eu. În 1972 am văzut că ați ajuns la Constanța și a stat ceva acolo, timp de 8 ani, la Teatru Fantazio din Constanța. Cum au nu, fost am colaborat cu ei în perioada asta. Eu în tot acest timp am fost al Teatrului din Galați. Asta dar... s-a înțeles, 50 și da, da, de ani de provizorat. Da, da, de provizorat. Și între timp au fost și alte colaborări. Da, am colaborat și spre marea mea bucurie și cu Teatrul Tănase. Sigur că unii de la Tănase la un moment dat au uitat, dar n-are importanță și uitarea omenească. Permanent ați avut această idee să mă mut la București sau să nu mă mut la București? La un moment dat, până chiar... la urmă, cum e mai bine? Păi până la urmă chiar m-am mutat la București, numai că pe vremea aia nu prea puteai face ce vrei. A venit un telefon de undeva de foarte sus,
la fostul director la Teatrului Tănase, care i s-a spus că dacă în 24 de ore ăsta, adică eu, nu se întoarce la Galați, nu, dumneata nu mai ești director. Și bietul om ne-a spus, bă, zice, îmi nenorocești situația. O confesiune, atunci, cu ce ați supărat atunci, atât de mult? Da. Și atunci eu ce am făcut? Am plecat la Galați acolo, am rămas. Dar cu ce ați supărat atunci atât de mult? Nu, cei care atunci conduceau județul au considerat că eu sunt mai util acolo decât din coace. A, cumva a fost dorită întoarcerea la Galați asta, și nu plecarea de la București. Așa este, da, exact, întoarcerea la Galați. Despre asta este vorba. Ce înseamnă duetul Miron Jula? Da, pentru cariera lui Alexandru Jula. Un foarte bun coleg al meu și nu spun asta întâmplător și nu spun ca să fiu într-un fel atent, dar Ionel a fost un bun prieten și o voce excepțională. Vreau să spun și recunosc public, voce a avut mai bună decât a mea. Dar duetul Jula Miron a fost un duet reușit. Și ăsta e și motivul pentru care noi am colaborat foarte, foarte multă vreme, până la un moment dat când noi am hotărât că să-și vadă fiecare de drumul lui. Dar până să hotărâți asta au fost 350 de reprezentații cu doi pom balansoar muzical, numai cu acel spectacol, 350 de reprezentații și foarte multe alte spectacole. Era un succes al acelor ani și era ceva ieșit din comun să ții reprezentații cu un singur spectacol, atât de multe. E adevărat și e un motiv de laudă, vreau să spun că de ce să nu spun? Dacă noi amândoi am reușit să umplem două săle a Palatului în aceeași zi, eu zic că cu asta am spus tot. Cum în aceeași zi? Erau și perioade matineu în care sala Palatului avea și matineu și seara. Matineu și seara, da. Matineu și seara la sala Palatului, cred că era în 1972 sau 73.